Salutare și bine v-am găsit la un episod de TDS 2019 Update 2020 și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal, să lăsați un comentariu cu ce jocuri noi să jucăm și nu uitați de clopoțel. Și haideți să începem meciul, să vedem cum este Ioniță, văd că filmează. Haideți să puteți, cred că mi-a rămas videoclipul data trecută. Dacă vă întrebați, da, filmez mai multe videoclipuri în acea zi. Dar asta nu cred că vă deranjează pe voi, zic eu. Totuși mă gândesc să-l țin pe Ioniță în teren, dar nu știu în loc cu cui. Mă gândesc să vedem dintre Stanciu, nu știu, să scoatem pe Nicolae Stanciu. Da, de ce? Nu, hai să scoatem, să punem așa, Ioniță este mult mai bun. Și să începem meciul care l-avem potrivitul la Frosinone. O echipă se vede că este mai bun decât a noastră. Și am înțeles că Ioniță la corner este aproape neoprit. Bine, când o să-l avem Budescu, știu că este și Budescu. O să avem noi atunci aia forță la... Doamne, la corner, vreau să zic. Mamă! Ce pas acolo Bogdan Stancu. Să vedem pintele, mamă, dar urcăm cu patul deodată. Să vedem atacul ăsta nostru periculos. Pentru ei, nu pentru noi. Grigore aici, să vedem. Bogdan Stancu. Și aici ce pasă. Foarte frumos am combinat pasele, dar trebuie să chintim și poarta. Nu știu exact unde se joacă acest meci. Probabil ar vrea totuși la noi acasă ca să câștigăm multe ocazii de a face bănuți. Să vedem aici Chișeru! Aproape de a marca. Bă, ce caută Gaman așa din înaintaș? Puțin, trebuie să mă uit la ceva. Eu cumva să fiu mai înaintat? Nu. Se apropie joacă jucătorii mei să joace cât mai înainte, să joace înaintaș. Hai că încercăm schema dublu șurub. Și e iasă, la atacă pierde Bogdan Stan cu mingea. Hai, Pintili. Aici Bogdan Stancu pierde iară mingea. E imposibil să joace Bogdan Stancu meci cum trebuie. După cum vedeți, după primul meci nu mai avem lag. S-a obișnuit calitatea pentru că am spus, băi, se vede prea urât, am spus, nu mai spun. Asta e de Galben. Hai mă, du-te mă. Nu, ce-am făcut? Aparent tot bine s-a dus, dar n-am vrut să fac asta, credeți-mă. Tot, dar hai că tot avea și multe șanse să vii pasă de capul, că e nimic din înălțime. Pintili. Și este posibil curând să fac și tutorial de instalare. Să vedem aici Ioniță cu șutul pe lângă poartă. Nu se poate. Am avut, cred că, două sau trei ocazii bune, dar Ioniță este și așa mai bun și avem nevoie, are viteză, pasă distanță, distanță este cel mai slab român, vă spun de pe acum, nu cred că există mai slab de atâta. Bine, în 2019, da, deci dacă luăm acum gol, atâta ne mai trebuie. Să vedem. Mamă, ia să, ba nu, degajăm că... Acum am putut să dăm un autogol din cauza că nu știu cine era acolo, cred că era Grigore. Și mai aveam puțin să-i vină în cap. Dați pe videoclip până apoi și o să vedeți. Exact la ce mă refeream. Ioniță, să vedem aici o pasă, chiar cu Ioniță pasă pentru Chișer pe laterală. Bun, Popa recuperează, bine. Aici o pasă bună către Claudiu Chișeru, care încearcă pasă peste fundașii celor la Frosinone, habar n-am cum o să numi echipa lor. Hai, haideți! Incredibil!
Ai, mă. Hai că se poate să hai cu golul. Deci. Bun, aici Ovidiu Hoban încearcă un șut, dar este respins din fundaș, incredibil, deci am avem acolo, dacă am mai tăcut eu așa din gură, din cauza că, na, se mai întâmplă, că te mai concentrezi mai mult la supra jocului și mai uiți, mai vorbești. Dar am spus, bă, am acum, aici, du-te încolo din fundaș, bă, dar lasă-mi, bă, și-mi o fază, bă. Sper să-mi scot egal pentru că avem șanse să mai și rămânem. Hai, Ioniță. Ioniță cu faza și reușim să marcăm minutul 86. Foarte bine, Artur Ioniță deschide scorul. Am făcut bine că l-am pus în teren și nu pe Nicolae Stanciu. Deci nu se poate, pur și simplu. Hai să vedem aici story. Pasă bună către Bogdan Stancu. Vrem pasă să crede Claudiu Chișeru, care încearcă pasă peste fundaș din nou, dar fundașii se așteptau, dar câștigăm cu 1-0, primar noroc la Ioniță. Și 19 bănuți am reușit să mai obținem. Și avem meciul din Champions League cu Arsenal. Sincer, n-aș vrea să joc. Putem să-mi crei, dar n-avem bani. Să vedem dacă avem vreun nou jucător român. Este posibil cel mai sigur să nu avem, da, și nu avem ca de obicei. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul și like, să vă abonați, să lăsați un comentariu și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!